Wow. Oamenii transpiră. Vrei controllerul? Sunt confuz cu chemica. Stai, cumva... Fa. Cumva la toate nivelele trebuie să gândești pe unde e, nu e doar țin apăsa pe... Da, asta... Oh, shit. A făcut joc mai cool. A făcut joc mai cool asta? Nu mai e totul despre speed! Poftim. Ok. Pum, 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 pum. Nici nu știu ce trebuie să fac, o să aflu. A luat apă. Nu. Ok. A, acum? Da, dar vezi să nu... Am luat inel. Oh, fuck. Oh my god, este așa de groaznic la jocuri. Pentru că am jucat numai platformere până acum. Asta e un platformer. Am jucat numai... Eu ce zic? Am jucat numai platformere până acum. De asta sunt oribil la jocuri. Nu, ai zis, am jucat numai platformere până acum. Asta e un platformer. Pe canal am jucat numai platformere până acum. Și de ce ai intrat în el la ultima lovitură, când nu mai aveai inel? Ai intrat în chestia albastră? Din greșeală. Albastră. Ție, ți se pare că am vrut să intru în el? Wow, Andy, am devenit așa de bun la nivelul ăsta. Mă întreb cum ai devenit așa bun deodată. Wow. Parcă am devenit mai atent la joc sau ceva. Cred că doar o să fac Betsy Gaming și joc eu. Da. E sigur? Da, pentru că vreau să cumpăr jocul și o să-l termin cumva. Ok. Ați auzit, doamnelor și domnilor? Da, o să vedeți pe... Ați auzit, Ana Andreea și Erdin? Grea se uită? Nu, doar când grea? Sau când îl forțam? Când îi zic eu. Da, de acum doar eu joc. Da, și... Mihai face backseat gaming. Da, și... O să-mi iau și eu jocul, deci pregătiți-vă pe canalul Mini Mihai să vedeți gameplay. Toată lumea de-abia așteaptă. Da, ce, vrei să zici că tu nu ești excited? Toată lumea să dea acum subscribe pe Mini Mihai. Subscribe pe Mini Mihai. Andy. Ce? Mihai e gay. Tu ești mai gay ca mine. Știi că am auzit absolut tot ce ai zis. Ce? Vorbeam la telefon, mi-a sunat cineva. Oh, Andy. Am ajuns exact în același loc. Da. Uite-te și tu cât jocul ăsta a fost făcut cu iubire. Da. Stai, crezi că Sonic Fanboy a... Care Sonic Fanboy? Copilul ăla care... Sammy? Da. Oh my god, chiar îmi pare rău de Sammy câteodată, pentru că... Da, toată lumea ține minte așa și... A evoluat de atunci? Pentru oamenii care nu știu, Sammy e tipul ăla... Copilul ăla mic care făcea videoclipuri despre jocuri cu Sonic și urla. Foarte, foarte mult. Și da, recent, nu chiar recent, dar a început să facă videoclipuri cu el cântând la pian, chestii de astea și pare un tip cool. Doar că parcă și-a luat bully sau ceva și s-a oprit complet. Și-a luat bully doar pentru că... Făcea videoclipuri, da. Și acum chiar e cool. Deci shout-out to my boy Sammy? Da, shout-out to Sammy. Uite o poză cu el pe ecran. Și uite o poză cu el pe ecran acum, cum arată. Sau în ultimul videoclip. Acum chiar sunt curios cum arată în ultimul videoclip. Poți să editezi asta live ca să văd și eu. Nu am cum. De ce mă nec? De unde să fiu? Ce vreau să zic? Oh,
și eu am fost un Sonic fanboy câteodată pe unul, în trecut. Câteodată? Erai part-time Sonic fan? Da, deci chiar am fost un Sonic fanboy, da? Din ăla oribil, care vorbea în continuu despre Sonic. Dar acum fac acknowledge că multe jocuri sunt foarte proaste. De la și, Sonic sau în general? Sincer, din cauza trecutului Sonic, pentru Sonic Mania am fost excited. Și încă recunosc că Sonic 3 și cele clasice chiar sunt jocuri bune, deși au problemele lor. Dar da. Ah, by the way, boss-ul ăsta e... Oh! Puyo Puyo. Bravo, bravo, bravo! Ok. Asta e ultima dată când joacă Mihai. Da. Știi Puyo Puyo? Oh. Da. Nu-i Tetris. Da, știu, știu. Și știi de ce e Puyo Puyo? Oh. Știi Dr. Robotnik's Mean Bean Machine? Nu, dar știu... Trebuie să fie auzit de titlul ăsta. Chiar n-am auzit de Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. Sau... Nu. Chiar... Meme Bean Machine. Oh, da, Meme Bean Machine am auzit. Ok, vine de la titlul original al jocului. Oh. Și e un joc plin de Puyo Puyo panic. Stai, ăsta nu e ca și... ăla... Dr. Mario. Într-un fel, cred că Dr. Mario, da, e un fel de Puyo Puyo. Încearcă să faci combo-uri, eu asta fac mereu. A, să fac gen... Da, sunt un maestru la Puyo Puyo. A, eu nu. Să le stachezi în așa fel încât... Da, când pică... Când să... pică o culoare... Da. Să fie o culoare separată și să se facă un rând de culori și după să cadă următoare să faci un combo. Cam asta e tehnica la Puyo Puyo, dar au făcut jocul ușor după cum observ în dreapta. Oh, tine. Doamne, eu nici nu m-am uitat. Pentru că nu-i, știi, nu-i de bună să faci Puyo Puyo greu. În jocul ăsta. Da, pentru că nu ăsta. Știi dacă toată audiența ta oh, e... Oh, uite, I'm fucking fuck. Nu știi dacă toată audiența ta e bună la Puyo. Oh, nu mai, parcă trebuia să-i fac combo sau ceva și îmi dădea da, pierdere. Mă rog, ai câștigat. Wow, da, aproape am făcut ceva. Da, ziceam, nu toată audiența e bună la Puyo Puyo și nu pot să-l facă greu, pentru că e un platforming game. Da. Înțelegi logica lor. Da. Și poate unii nici nu știu ce-i Puyo Puyo. A jucat cineva în viața lui Puyo Puyo. Știi pe ce jucam eu mult Puyo Puyo? Ce? Asta e nivelul nou. Ah, da, asta e nou. Da. Ascultă muzica asta puțin. Hă? Televizor puțin mai tare? Ne avem nu să mă mișc. Wow, chiar e groovy. Da. Da, am dat televizorul destul de încet ca să... Nu se audă pe microfon. Da. Ne pasă de fani. Mai mult decât ne pasă de să auzim soundtrack-ul grozav din jocul ăsta. Shout out to my boy T. Lopez. Parcă așa ultima. T. Lopes? T. Lopes. Nu sunt sigur de numele lui. Nu cred că e T. Lopes. Oh, numele lui e pe ecran, pentru că am făcut research după ce am filmat asta și... Da. Ne pasă. Să avem da. Informațiile corecte. S-am trecut din jocul ăsta, e foarte bine. Da. Asta a fost o întrebare? Am zis da, deci nu. N-a fost o întrebare. Fuck, am uitat ce vreau să zic. Mersi, Andy, mai luat cu nivelul nou. A, da, pe ce, știi pe ce jucam eu mult Puyo Puyo? Pe ce? Știi telefoanele alea vechi care aveau taste? Da, dar cum sunt culori acolo? Ce? Nu, mă refer la, efectiv, orice telefon cu taste. A. Sega și... Sonic Popcorn! Wow! Asta e chiar un arcade adevărat. A, da? Popcorn, da. Te punea să joci ceva legat de Sonic, cât timp așteptai popcornul. A, wow! Mă rog... Continuă? Așa, și aveam un Nokia și avea Puyo Puyo pe el. Era efectiv Puyo Puyo. Și știu că nu mai ajutam, pentru că celelalte două jocuri implicau
skill. Da. Da, asta a fost episodul. În episodul următor.